demons have been increasing their power for millennia. They're on the verge of controlling mankind. Citizens, we've been kept asleep in a manufactured illusion for too long. We must wake up. The masked lunatic you saw there claims to represent an organization called the Order. Now, this group has claimed responsibility for several serious attacks in recent weeks. He is undoubtedly a traitor and a terrorist. And I, for one, am not for the death penalty. So, one way to do it. Illegally shoot the son of a bitch. This is Bob Barbas, just doing God's work. Dante! Get out of there! You're in danger! Who are you? What do you want? You were careless. You left a trail. Now he's on to you. What are you talking about? Who's on to me? The Hunter Demon. He's here. He's dragging you into limbo. Demon scum. It's too late. You're gonna have to fight your way out. Shit. Back in limbo. Bad day for a hangover. Get your filthy fucking claw off my trailer! Missed. Și cam așa începe Devil May Cry. Salut și bine v-am găsit, eu sunt Evreu și o să facem câteva, de fapt nu câteva, o să facem o serie întreagă de playthrough pentru Devil May Cry. Pentru cei care nu au jucat seria, o să vorbim despre lore, o să vorbim despre multe lucruri interesante, cel puțin din punctul meu de vedere, sper că și al vostru, celor care, cei care priviți acum clipul, mai un pic. Scoate muzica de tot felul, că nu înțelegem. Și da, toate ca toate. În primul rând, hai să vă să facem cunoștință cu Dante. Dante, pentru cei care au jucat restul jocurilor, e fiul lui Spada. Mare demon, mare demon. Da. Dante are mai multe referințe în Devil May Cry pe parcursul serii, fiind a cincea serie din saga. A cincea, am zis bine? Da, a cincea. Acum, lui Dante îi se mai spune și Devil Hunter, Son of Sparda și uneori The Dark Knight. Am știut că The Dark Knight îi spune în Devil May Cry 2, care, deci practic 1 și 2 din seria Devil May Cry e nume pentru PlayStation. Adică pentru console, din ce știu eu. My guns? Acum, Dante ăsta are și el un frate care se numește Virgil. Ei practic sunt gemeni, numai că au personalități total diferite. Și când zic personalități total diferite, după cum vedeți, ăsta e cam bătut în cap, cam impulsiv, să zic așa. Fratul și mai adunat, mai atent la detalii, mai cizelat, să zic așa. Și preferă mai mult săbile decât pistoalele.
pe când, după cum vedeți, asta e cam pistolar, așa, de felul cowboy. Da, da, cam asta așa pe scurt despre Dante. Cum, după cum v-am spus, el e fiul lui Sparta. Na, acum să vedem cine e Sparta asta, pentru cei care nu știu să... Deci, căcații ăștia sunt foarte, foarte enervanți. Pentru că se duc peste apă și nu mai poți să-i prinzi la apă, doar să stai în combo când eu mor pe toți. Da. Deci Sparta. Sparta e un, un demon. Mai exact, e un demon knight. Adică, ce-l face pe Sparta așa special, de menționat în toate jocurile? Păi, să vedem. E cel care l-a omorât pe Mandus, care acest Mandus e, de fapt, a fost Devil Prince la, și a reușit să-l omoare pe Devil King, luând el tronul în locul acestuia. Deci, practic, Devil King ar fi gen Tasuf. Deci, pe sistemul Mandus, din lore, de pe wiki, aflăm că Mandus s-a născut într-o zi când ninja pe realmul oamenilor. I'm a medium, a psychic. I can phase into limbo and communicate with you. I can see you, talk to you, but I'm not actually in limbo with you. Să continuăm după cutscene-uri. If I pull the trigger, I'll die. I'm risking my life here for you. I want to help. I don't need your help. The hunter has dragged you into limbo. I can get you out. I've been down here before. I know how to get out. You fight whatever shit-sucking demon drags you in here. You don't want to fight the hunter. He's not your regular demon. Follow me. Now. Da, pe tipul asta o cheamă Cat, pentru cei care sunt curioși de cum cheamă. Deci e foarte mult lor, având în vedere că sunt 4 jocuri, 5 jocuri adunate și din punctul meu de vedere, pentru cei care sunt pasionați de serii, foarte interesant lorul, mai ales dacă îți place atât de mult pe cât îmi place mie seria. Nu știu dacă a fost vreun joc din serie care să nu mă fie atras în pe la nume. Și am să încerc să vorbesc despre toate lucrurile din Devil May Cry pe cât posibil. Pentru că, după cum am spus, sunt multe chestii și nu pot să le, să le vorbesc pe toate într-un singur episod. Și am găsit un Cooper Key, care o să ne ajute pe parcursul jocului. Pe parcursul jocului o să găsim niște uși, gen care, pentru a fi deblocate, trebuie să aveți ok în funcție de ușă. Sunt Cooper Keys, Silver Keys și Gold Keys, dacă nu mă înșel. Deci, în funcție de ce cheie vă cere, pe sistem. Da, acum aș vrea să vorbesc despre Sparta, care e foarte strong și început simplu a vă spune că e Devil Knight. Deci, practic, Mandus, acel rege al demonilor, care după ce l-a omorât pe fostul rege, el a preluat tron. Și în momentul ăla Sparta a realizat că deține prea mult putere la un punct și fiind demon și-a trădat nația, să zic așa, și-a trădat consemenii. Ceea ce e cam ciudat, dar oferă o intrigă faină jocului. Și mai exact, Sparta ce a făcut? Sparta l-a omorât pe acest Mandus, pe acest rege al demonilor, după care a închis portalul din Underworld, pentru că na, acolo sunt demoni în Underworld. Mandus ce vrea să facă mai exact? Mandus vrea să unească realmul oamenilor cu cel al
al demonilor și practic să le conducă pe amândouă, să fie stăpânul ambelor rău. Ceea ce da, nu se face. E prea multă putere, cum să zic. După ce Sparta l-a învins pe Mandus, s-a închis și el odată cu, deci după ce l-a bătut pe Mandus, a închis portalul. Și după ce a închis portalul, s-a închis și el odată cu portalul în Underworld. Deci practic l-a bătut pe Mandus, s-a închis portalul și a rămas și el în Underworld, blocat acolo. E, după o perioadă de timp, a reușit să scape și s-a dus în lumea oamenilor, unde i-a condus pe oameni din umbre spre, ca să rămână o armonie în lume. Să fie bine și rău în armonie, na, bine fără rău, se poate și invers. O altă chestie asta, după cum vedeți, timpurile sunt, jocul, cel puțin acest Devil May Cry, face parte din zilele noastre, cu PC-uri, cu televizoare, cu căcate, deci e ceva mai mai updated, să zic așa. E, odată cu venirea timpurilor noastre, Sparta a ieșit la suprafață și s-a căsătorit cu o tipă pe nume Eva. Acum, această Eva e prezentată în mai multe feluri. În vechiul Devil May Cry e prezentată ca fiind om și mama gemenilor Dante și Virgil. Virgil. Acum o să vorbim și despre Virgil mea ce terminăm cu povestioara asta. Pentru că în joc acum ce jucăm noi în Devil May Cry 5, să zic așa, Sparta, ăsta Eva, e văzută ca fiind înger. De-aia pe parcursul jocului, spoiler pentru cei ce nu l-au jucat, ar fi bine să dați skip la partea asta. O să primiți o armă din partea lui Eva, o armă care echipurile, n-am înțeles exact dacă ea a folosit acea armă sau pur și simplu esența ei în armă, esența ei s-a transformat într-o armă, ceva în genul. Vedem ce avem după ușa numărul 1. Da, deci acum nu știu exact dacă Eva e sau nu e. Kill all enemies within the time limit. Enemies only take damage in the air. There's 90 beat. No. Da, deci cum ziceam, acum nu știu exact dacă Eva e sau nu e înger sau dacă e om, pentru că nu avem date concrete. Se spune că e ca fost om, dar se spune că a fost și înger, deci rămâne la atât dumneavoastră ce vreți să credeți. Pe sistemul eu doar vă ofer informația și voi faceți părerea voastră. Nu cred că a fost sibat poștă la timp. Hai mă, de face, mă. Da. Acum, Eva, să vorbim un pic și despre ea, pentru că o să aprofundăm în fiecare episod câte puțin, câte un caracter sau câte o parte din lor. New item found, health cross fragment. Collect 4 health fragments to create a health cross. Health cross-urile vă oferă 10% mai mult HP, deci HP-ul care l-am eu acum, practic mai adaugă gen o liniuță sau ceva în gen la HP-ul care l-am. Da. Eva. Eva nu se știe foarte multe despre ea, decât că a fost mama lui Virgil și Dante și că a fost sau nu înger și în mare cam atâta. Ar mai fi chestia că Mandus, când a fost închis de către Sparta, a jurat că o să
o să se răzbune pe familia acestuia și na, gen să mor familia, nu, cum era aia. Hide your women, hide your kids. Ceva în genul și asta. Aici am mai fost. Și într-adevăr se răzbună, ducându-se la, trimițând un atac, de fapt, la casa lui Sparta, unde Sparta este capturat și Eva este omorâtă. Unde Eva, când a împlinit Dante 8 ani, deci astea sunt fapte, așa scrie pe site. Când Dante a împlinit 8 ani, a primit o jumătate de Imperfect Amulet, care acea amulet o să discutăm despre ea mai târziu, nu o să facă parte din ce vorbim astăzi. Și cealaltă jumătate i-a fost dată lui Virgil, deci practic ei doi combinat fac amuleta întreagă. Ceea ce e foarte interesant, ce face amuleta aia, de ce e doar jumate, ce face când o întregești. Cam asta ar fi întrebarea cea mare. Ce se întâmplă când întregim amuleta? Bum, bum, bum. Deci ce se întâmplă când întregim amuleta? O să aflăm ce se întâmplă când întregim amuleta pe parcurs. Da. Încerc să nu vorbesc pentru ca ține Rift apoi. Da, cum ați văzut la începutul jocului, noi eram într-o tot altă zonă, eram în lumea, în Human World. Limbo nu-i nici Underworld-ul, nu-i nici Human World-ul, e o combinație, e un fel de purgatoriu, să zic așa. Unde, practic, demonii sunt peste tot, sunt printre noi, da? Ei, practic, se plimbă liber pentru noi. It's working. You can fight him now. It won't be easy. Hunters are brutal fighters. So am I. Dante, can you still hear me? Da. Deci cum ziceam, demonii se plimbă liber între noi, printre noi, pardon. Dar noi nu putem să-i vedem. Singurul mod în care putem să-i vedem e când intrăm în limbo. Dar în limbo de obicei ori ești tras, ori ești medium, cum e tipa care ne ajută pe noi. Tipa care ne ajută pe noi e un medium care te poate băga sau scoate, de fapt nu te poate, nu cred că te poate băga, s-ar putea să greșesc eu aici, dar de scos te poate scoate, sigur. Deci în limbo sunt intrări. Ea poate să găsească intrările astea și ieșirile totodată. Deci ea e destul de helpful pe sistemul că ne ajută foarte mult, s-o pos. Stai jos. Da. Deci, cam asta e limbo. Asta e introducerea lui Dante. Calling me a son of a bitch, you wouldn't be the first. My mother. I barely remember her.
Și cum am spus, după cum ați văzut și voi în cutscene, el și-aduce aminte de mama sa prin amuleta aia. Nu prea și-aduce aminte mare lucruri despre ea. Și după cum ați văzut și în clip, ea are aripi. Are niște aripi pe spate, ceea ce denotă faptul că ar fi înger. Dar în celălalt serie din Devil May Cry în care a apărut, era văzut drept om. Acum, nu știu exact, pentru că nu sunt foarte multe detalii despre ea. We know all about you, Dante. I'm with an organization called The Order. Heard of it? Something to do with that masked freak on the net? That's my boss. Wonderful. Can't wait. We just received reports of a terrorist attack that's taken place at the Bellevue Pier in the Western District of the city. Police are asking the public to remain vigilant. Further terrorist attacks could take place anywhere, anytime, and when you least expect them. We have your scent, son of Sparta. Now it is just a matter of time. Și tocmai ați văzut pe Mandus din zilele noastre, cel chelos cu ochii de sticlă. Și tipa care a arătat-o foarte puțin de lângă el, îmbrăcat în roz și extraordinar de urâtă, se numește Lilith, care e la fel, e ceva gen consoarta lui Mandus. Deci o să aprofundăm mai mult anumite subiecte. Puteți să-mi lăsați în comentarii la ce joc ați mai vrea să mai fac playthrough, pentru că vreau să mai fac la încă un joc în paralel cu ăsta. Eu aș vrea personal să fac ori la Dark Souls 1 sau 2, ori la Risen 3. Risen nu prea l-am jucat, Dark Souls l-am jucat mai mult și sunt mai, un pic mai familiarizat cu lore-ul decât la Risen, dar și Risen mi s-a părut destul de ok. Acum, da. Și spuneți-mi ce părere aveți despre tot ce am discutat în clipul ăsta, dacă sunteți de acord, aveți alte păreri sau știu eu. Așa că, până data viitoare, sunt Evreu și vă salut!